Salutare, prieteni! Astăzi suntem în București și o să întrebăm fetele cât de des consideră că este normal să se masturbeze. Pace! Do you speak Romanian? Yeah. Am și o întrebare. Yeah. Cât de des consider că este normal să te masturbezi? Cât de des simți nevoia. Ok, după zi cât simți nevoia? Să zice că n-ai prieten, n-ai prieten... De câte ori simți nevoia pe o săptămână? Fiecare face cum simte. Păi unele persoane fac de 1-2 ori pe zi, altele o dată pe săptămână, Zici tu acolo, pe săptămână, te rog. Ajută-mă repede. Nu știu. Be a trooper. Cât de des considerați că este normal să te masturbezi? Fiecare zi. Da. Fiecare zi? Da. Așa că pentru fete vorbesc. Da, voi, pentru oricine. Când aveți prieten? A, pentru că noi avem prieten și când avem prieten. Și când aveți prieten, bun. Da. Dar când aveți prieten, de câte ori pe zi? Depinde. Vezi că am auzit și mai mult, vezi că am mai auzit. Serios? Da? Bă, depinde de cât timp. Am auzit de chiar 2-3 ori, zicea o persoană. Bă, depinde cât timp liber ai. Și fata era cam atletică și a zis, cred că e de la sport. Da? Depinde cât timp liber ai. Bun. Ziceți o medie pe săptămână. Ai, 7 ori pe săptămână? 4, sau 5 ori. Da, ok, minim, așa, bun, minim 4-5 ori. Prieteni aveți? Ei, asta e o întrebare delicată. E? Ok, înseamnă că aveți. E mai delicată decât cealaltă. Hai că i-am văzut asta. Cât de des consideri că este normal să te masturbezi? Pe zi, pe săptămână? Ai nu, fuci și tu ca aia, lașilor! Do you speak English? Oh, shit, where are you from? Los Angeles. Oh, cool. How often do you consider normal to masturbate? I mean, people could masturbate every day, it's healthy. People but could, I'd rather have sex every day. Okay, when you, if you don't have someone to have sex with, how often do you masturbate? I don't have that problem, but you could every day. Why not? It's healthy. Okay, so once a day. Once, when you don't have a once or twice a day, yeah. If you don't have a boyfriend. Yeah, sure. Awesome, active. Yeah. Cât de des considerați că este normal să vă masturbați? Eu nu fac asta. Okay, bun, tu? O dată pe zi. De două ori pe săptămână. Da, tu cât de des faci asta? Hai, bărbații au alt număr, nu vrei să au știi. Alt număr, de vreo două ori pe zi. Contează în funcție dacă ești într-o relație pasageră, bun, o relație veche. Hai că ai zis o relație bine. Abia începută. N-ai nicio relație, n-ai prieten ceva. Și dacă când ești într-o relație în care iubita ta, eu am mai avut discuția asta cu niște prieteni. Ok. Când ești într-o relație în care iubita ta îți oferă absolut tot ce ai nevoie. Eu știu că la bărbați tot mai au nevoie de chestia aia, adevărat? Ce chestia aia, înțeleg? De masturbare. Da. Așa, păi și tu, dai, nu mă trebuie. Eu nu! Nu, ok, nici tu, bine. Cât de des considerați că este normal să te masturbezi? Păi de ai nevoie. Ok. Depinde dacă ai partener sau nu. Să zicem o dată pe zi, de 3 ori pe săptămână. Păi fiecare are nevoi diferite. Da. Ok, eu o să vedem aici o diferență, probabil. Să răspunzi la mine, să răspunzi la ea? Păi nu știu, fiecare săptămână care, e diferită. Da. Dacă n-ai prieten, o dată pe câte ori pe săptămână? O medie. Poate o dată pe săptămână, okay. Poate o dată pe lună, poate de două ori pe săptămână. Poate deloc. Ok. Tu poate deloc. Da, exact. Și când ai prieten sau soț, ea se păstrează. Păstrează. Bun, deci tu probabil o dată de două ori pe săptămână ai zice ceva de. O dată poate. Ok, pe săptămână. Ok. Bine, alte persoane nu fac deloc, păi pentru da. Că așteaptă să aibă cineva să le scarpine sau sticul. Da. Ai zis de câte ori e ok? Nu știu, de două ori, o dată. Bine, unele persoane o dată pe săptămână, alte persoane de două ori pe zi. Fiecare, depinde de mulți factori. Când ai prieten, cât de des te masturbezi? O dată de două ori pe zi? O dată la câte două zile? O dată la două zile. Ok, asta ar fi normalul, da. Da. Când n-ai prieten, să zicem. De câte ori eu... Nu mai zice câte ori. Am auzit asta 2002. Bun, de câte ori de... pe zi? De ori pe zi. Ok. De... De câte ori pe săptămână atunci? Vezi că am avut și opțiuni pe zi și opțiuni pe săptămână, așa, și chiar pe lună. Pe zi. Pe săptămână, de maxim 2 ori pe săptămână. Când n-ai prieten? 3 ori. Ceva, între 2 și 3 ori când, pe săptămână când ai prieten. Și da. Când ai prieten, nu mai te masturbezi, nu? Teoretic n-ar trebui, da, 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 depinde. Cât de des considerați că este normal să te masturbezi? Oh. Nu mă așteptam la... Cât de des consider că este normal să te masturbezi? Doamne, de câte ori crezi? Vrei, simți, habar nu. O săptămână, o medie, un minim?
știi, tu te masturbezi? Dacă ai nevoie să faci chestia asta, poți să faci, fă. Să zicem, n-ai un prieten, că n-ai prieten. Te masturbezi? Ok, deci e prea intimă întrebarea. E ok, ai grijă să nu cazi. Eu nu o fac, mi se pare ca și cum te-ai gândit la singur. Și când te gândi singur, nu râzi. Am înțeles, bun. Și când ai prieten, tot așa. Deci nu te masturbezi nici cu și nici fără prieten. Zero. Chiar da, știu. Ok, nu, știu, cunosc, am întrebat la toată lumea. Tu ce zici acolo? E ciudat să te gândi singură. Chiar e, pentru zero. Că nu râzi. Păi, eu nu am nevoie. Te-ai masturbat vreodată? Nu? Hey, hai, ea nu poate să zică, vrea să alieze cu tine. Cât de des consider că este normal să te masturbezi? De câte ori este nevoie? Ok, pe săptămână de câte ori este nevoie? Depinde de perioadă. Depinde. Dacă ai o perioadă mai grea, mai ușor. Depinde de când vede una donna. Depinde de când n-am mai văzut o femeie. Ok. Și pentru fete depinde de câte ori n-au văzut un bărbat, na. Cam așa. Tu și când ai prieteni? Te descurci cum poți, nu știu. Voi vă mai masturbați dacă aveți prieteni? Nu. Nu. Gen, nu? Adică nu. Nu? Eu, dar nu, eu vorbesc pentru mine. Bun. Nu vorbesc pentru ele, nu. Nici tu? Tu când ai prieteni te mai masturbezi? Nu. Nu? Ok. Ia, voi ce ziceți? Când ai un prieten, de câte ori te masturbezi pe săptămână? Aspada, esa dată. Este un ai ragaz. Oh, italiano? Ok. Si, si. Si, 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 yeah. Four times per week. Four times a week? Ok, there you go. She's active, haha. And you? Five times. Five times a week? Ok. Ești la mine la settimana. And you zero times a week? No, uno per me basta, uno e buono. E română? Unu și bun. O dată pe săptămână? O dată și bine. Masturba, da? Da. Nu vorbim de sex. Nu sex. Folosești și sex toy? Nu, e, hai, nu, lasă. Nu știu, ai zis bun. Ai zis bun. She said good one. That means she's using a toy or something. Are you using a toy? Yeah. With your finger? With your fingers you can have a good one in a week. She uses sex toy. You use sex toy. Say that again? She uses sex toy. You use sex toy. Și deci de câte ori pe săptămână fără prieten? Făceai, nu știu, acum dacă ai prieten acum? Nu. Păi de acum, ia zi, într-o săptămână. Un minim. O dată pe săptămână. Bine, hai să zicem să te mulțumesc poftim. Zicem ce? Da, o dată să zicem. O dată pe săptămână. Tu? De două. Pe săptămână. Și tu, ești, cred că mai imaginație. De 5 ori pe săptămână. Ia să vedem. Pe zi. Hai, acum dacă tot ești deschisă, să vedem care e răspunsul tău. Nici noi nu știm asta. Acum aflați ceva nou despre prietena voastră. Ia zi tu. Da, de 3-4 ori pot să zic. Okay. Și uneori, da, se întâmplă să fie nu neapărat nevoie de masturbare, că oricum ai vise. Ai vise, așa. Ok. Vise, și ai orgasme când ai vise? Da. Ok, interesant. Nu știu, de câte ori simți, de câte ori pe săptămână, cam cât simți nevoia? O medie. Ajută-ne. Două ori? De două ori. De trei ori sau cinci ori sau fiecare zi? Cred că dacă ești stresat, te destresează. Dacă nu ești stresat... Când nu ești stresat, nu. Când ai, și ai mult timp liber. Bine, hai o dată pe fiecare zi a săptămânii, hai o dată. O dată pe fiecare zi a săptămânii, deci de 7 ori pe săptămână. Nu, hai să ținem proporție și să fie o dată la două zile. Ok, interesant. Cum te numești? Daria. Hello, eu sunt Arman. Este Cristian. Și ce ziceai tu, că ești stresată că? Dar mâine dau admiterea, așa că ar trebui să fiu. La ce dai admiterea? La actorie. Actorie? Actorie. Oh, super. Super. Așa. Ești faimoasă? Eu sunt faimos, poate te ajut. Nu te știu. Vrei să vorbim pe Facebook, ce? Nu, mulțumesc. Cum te găsesc? Nu, ai prieten? Nu, mulțumesc. La câți ani ai tu? 19. El are 28, eu am 29, da. O, Doamne Dumnezeu! 10 ani diferență! Ai nimerit cu 5. Hai, contează. Noi la cum arată și cum ne comportăm. Sufletul tânăr, dacă este asta. Să știi că da. Ok, high five. Thank you. Thank you. Un videoblog. Ciao. No, no lo so se vuole la mano. No lo so, English. Why not? I took a shower before I came here. Okay. Bye. Ciao.